Vă salut! Astăzi vom avea un subiect un pic diferit de ce suntem noi obișnuiți și anume este ceva legat de dezvoltarea mentală mai mult și de sănătatea mentală al noastră ca și temă generală și mai concret este vorba de cum să învățăm pentru un examen astfel încât să avem un succes cât mai bun. Mai întâi să spun câteva idei introductive. În perioada liceului aveam note foarte bune și când am intrat la facultate am avut acest șoc de a vedea cât de greu se obțin niște rezultate de trecere uneori pentru anumite examene extrem de complicate și uneori timpul pentru a învăța la respectivul examen era destul de limitat. De cele mai multe ori aveai o săptămână în care, sau 4-5 zile în care trebuia să înveți foarte multă materie, foarte grea și asta în cazul în care n-ai reușit din timpul semestrului să te pregătești pentru materie respectivă și de multe ori așa se întâmpla, fiindcă și în timpul semestrului aveai multe altele de făcut, diferite teme, diferite probe periodice și atunci ajungeai în sesiune cu o mulțime de materie și era foarte greu să o însușești într-un timp scurt și să o însușești foarte bine. Și atunci pe parcursul anilor a trebuit să încerc diferite metode de a învăța materie multă, grea și repede. Și după 10 de examene de acest fel mi-am schimbat diferite metode și am ajuns până la urmă la o metodă de studiu care a dat randament în mod repetat la multe alte examene pe care le-am dat. Am terminat în fine două facultăți și alte studii postuniversitare și multe, multe alte școli care le-am făcut, cursuri separate. Au fost per total sute de examene date și această metodă pe care am dezvoltat-o la prima facultate, cred că în primul an de facultate, m-a ajutat permanent, am mai îmbunătățit-o pe parcurs și m-a ajutat foarte mult. Și de vreo câțiva ani n-am mai avut de dat examene și nu știam cum mai este cu învățatul, dar acum o lună și ceva am avut un examen foarte greu din 4 materii paralele, adică un examen care compunea biochimie, microbiologie, industria alimentară și metodica prederii și au fost multe manuale, de exemplu pentru industria alimentară erau vreo 3 manuale, vreo 3 cărți, din metodică erau tot așa vreo 3-4 cărți, din microbiologie erau 2 cărți și un capitol din altă carte. Și biochimie era o carte de bază și alte informații pe care trebuia să le mai verifici. Deci, per total, se adunau la peste 10 cărți din care trebuia să te informezi pentru acest examen. Și am avut timp limitat. Mai exact, am avut 3 săptămâni pline pe care le-am folosit din plin și înainte de aceste 3 săptămâni, printre picături, am mai reușit un pic să mă uit pe câteva capitole din industria alimentară, dar nu și din celelalte materii. Deci asta a fost tot, practic, în 3 săptămâni a trebuit să învăț din aceste 4 materii și din peste 10 cărți o informație care în mare parte nu mi-era cunoscută sau cel puțin de mult timp nu m-am mai intersectat cu ea și a trebuit să o iau de la zero. Și datorită acestei metode pe care am dezvoltat-o cu mult timp în urmă și cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, fiindcă Dumnezeu ne dă înțelepciune ca să învățăm, de ce este foarte important să înțelegem acest lucru, să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne întărească, să ne ajute să avem rezistență la învățare, să nu ne apuce somnul și așa mai departe. Deci Dumnezeu practic ne dă înțelepciune și ne dă putere să învățăm, dar această metodă ajută în mod tehnic ca să menținem o anumită direcție de învățare. Și acum voi explica un pic principiile acestei metode de studiu
și cum am ajuns la ea. Deci principalul punct care m-a făcut să dezvolt această metodă a fost descoperirea pe care o făceam după examen de obicei, când mă verificam cu materia și observam că eu am învățat anumite subiecte sau știam oarecum materia care a fost dată la examen, dar n-am făcut corect conexiunea între titlul pe care mi s-a dat la examen și conținutul materiei pe care trebuia să o redau. Asta a fost cea mai frecventă eroare și din această cauză notele și rezultatele erau mai mici decât ar fi trebuit. Și mi-am dat seama că trebuie să fac această corelație foarte bună între titlul unui anumit capitol sau subcapitol sau unei teme cu conținutul acestea. Asta a fost primul lucru. Și doi, mi-am dat seama că este important să redau. Da? Deci una este când citești ceva, când asculți ceva, când vezi ceva, este una. Și cu totul altceva este atunci când ai o foaie în față și începi să scrii și vezi ce știi tu cu adevărat. Da? Deci astea sunt câteva idei de bază. Probabil știți și teoria sau nu vom intra în teorie acum de ce anume această metodă de reproducere practică este cea mai bună. Da? Deci nu poți să te bazezi pe citit, nu poți să te bazezi pe vizionat, pe ascultat, doar pe asta. În primul rând, cea mai bună idee în studiul unei materii este reproducerea. Da? În momentul în care tu ai reprodus, atunci efectiv știi că respectiva materie este învățată. Deci astea sunt câteva idei inductive privind principiile acestei metode. Acum să trecem concret la metodă. Efectiv, ce vom face noi ca să învățăm această metodă? Deci, ca să fac o paranteză, dacă nu aveți de dat examene, dacă ați depășit deja faza aceasta, nu mai aveți nicio tangență cu anumite cursuri și eu știu, examene de orice fel, nu vă interesează acest subiect. Deci nu are rost să mai urmăriți mai departe. Dacă însă aveți de dat vreun examen în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, de orice complexitate ar fi el, din orice domeniu umanist sau științe exacte sau un examen mai complex, cum l-am dat eu acum, din mai multe materii, atunci vă va fi utilă această metodă extrem de mult. Funcționează la orice tip de materie. Este important să înțelegeți principiul, cum se aplică și apoi să o aplicați cât mai riguros. Da? Detaliile sunt foarte importante. Ok, deci să presupunem că vă interesează subiectul. Acum să trecem la metodă. Dacă avem un an de învățat la un examen, nu e nicio problemă. Probabil orice metodă ar merge. Stai și citești, repeți și mai iarăși repeți, iar citești, iar notezi, iar... Și o înveți. Problema apare atunci când ai timp scurt. Ai 4-5 zile, o săptămână, 2 săptămâni sau 3 săptămâni la un examen extrem de complex. E, atunci vei avea nevoie de o metodă foarte riguroasă ca să te ajute să folosești fiecare secundă în mod maxim. Aici e important să ținem cont un pic și de stilul de viață, deci ai nevoie de o alimentație sănătoasă, asta discutăm în altă ocazie, dar să te hidratezi bine, să menții o temperatură cât de cât bună în cameră și aerisirea, aerul curat, da, oxigenul, poziția de învățare, da, după cum mă vedeți, stau la o masă, lumina vine din partea stângă, da, că atunci când scriu să nu-mi creeze umbră pe hârtie. Este important să stai la masă, ai spatele drept, da, ajută la modul de gândire, asta probabil știm din clasele primare acest lucru, dar e bine să aplicăm, da? Fiindcă tendința uneori este să te întinzi în pat, să iei o carte, un curs, să citești, dar nu este eficiența de care vorbim în această situație când stai în bancă, stai drept și concentrarea maximă este pe studiu. Da? Ok, deci acum să trecem la metodă. Va trebui să spargem niște bariere mai întâi, fiindcă principala barieră cu care ne confruntăm atunci când dăm un examen este că noi nu știm nimic la acel examen și ne apucăm să citim. Aceasta este prima greșeală pe care eu o consider greșeală
atunci când înveți la un examen din perspectiva acestei metode de studiu. De ce? Fiindcă este extrem de cere foarte mult timp să citești o materie, să treci printr-o materie din cap, de la un cap la celălalt. Și timpul acesta, dacă ți-l iei, s-ar putea să ajungi până examen și tu abia să citești o dată sau să apuci să citești poate o dată și încă o jumate sau de două ori și a trecut timpul și trebuie să dai examen, da? Deci nu recomand să se facă acest lucru. În ce situație nu recomand? Fiindcă sunt situații în care, într-adevăr, n-ai încotro și ar trebui să recurgi și la citit. Dar, de cele mai multe ori, tu ai anumite idei despre materie din N surse. Sau ai fost la cursuri, sau ai mai avut intersecție cu acel subiect, sau oricum ceva informații cunoști pe acea temă. De aceea nu vei începe cu cititul materiei, nu. Vei începe cu altceva, ceva nou. Știu că e greu, știu că noi suntem obișnuiți altfel, dar începem altfel. Deci, luăm materia din care avem examen și în primul rând trebuie să căutăm dacă există cumva o sursă de subiecte. Deci, dacă undeva s-au publicat o listă de subiecte sau cineva știe cam acestea ar fi subiectele, este cea mai bună informație. Deci, luați acele subiecte și le folosiți mai departe pentru ce vom vedea în metodă. Dacă nu aveți o sursă de subiecte care se dau la examene, atunci va trebui să vă faceți o listă de subiecte pe care vă gândiți voi că ar putea să fie date la examen. Adică materia din care aveți de învățat, să o împărțiți în subiecte. Subiectele trebuie să fie nu foarte lungi. Adică, exemplu, un subiect poate fi de 2, 3, 4 pagini, deja poate fi mult 4 pagini, da? Poate fi și de jumătate de pagini dacă este un subiect foarte dificil, sunt foarte multe, nu știu, ceva formule, niște demonstrații, da? O schemă foarte grea, o reacție chimică sau o formulă chimică foarte complexă, poate fi doar un singur subiect, dacă e ceva foarte complex. Dacă este ceva mai ușor, adică poate fi redat în mai mult explicat sau ceva, atunci putem să ne întindem la o pagină, două, trei pagini. Cam acesta este intervalul unui subiect, deci să zicem că ar putea să plece de la jumătate de pagină până la 2, 3, 4 pagini. Deci cam așa. Și trebuie să aibă o logică, da? Când alegem titlul subiectului respectiv, trebuie să aibă o logică, da? Avem un titlu și pe parcursul acelor pagini, el să se lege foarte bine. Deci, ca și cum noi am fi profesor, să ne gândim cum am dat un titlu la un examen, da? Îmi dau un titlu și acel titlu să-l urmărim. Ok, am împărțit materia în subiecte. Numărul total de subiecte nu știu dacă este foarte relevant, fiindcă sunt, de exemplu, la școala de șofere pot fi 1000 de subiecte, dar sunt foarte scurte, sunt de genul întrebare și răspuns. Da? Se răspunde la întrebare respectivă în una, două secunde ți ia ca să răspunzi la un subiect. La alte materii pot fi un total de 30 de subiecte, să zicem, cam de aici ar fi, minimum, mai puțin de 30, deja nu prea poți că vor fi prea lungi, un subiect va fi prea lung, da? Să zicem, se pleacă cam de la 30-40 de subiecte pe materie și poate ajunge în mediu la 100, deci 30, 40, 50, deja 100 este un număr destul de măricel de subiecte. Subiecte normale mă refer, da? Cum am spus, de la jumătate de pagini la 2, 3 pagini, 4 pagini. Când vorbim de subiecte extrem de scurte, de o propoziție, două, atunci putem vorbi deja de sute de subiecte. Cam acesta este intervalul. Deci este bine să aibă o logică, da? Fiecare subiect să fie încadrat în titlul respectiv, să fie încadrată materia pe care trebuie să o redăm. Și toate aceste subiecte le scriem în calculator, într-un tabel, frumos facem un tabel. Și în acel tabel avem titlul subiectului și sub el, într-un colț, să fie trecută referința exactă
de unde noi, unde noi ne vom verifica materia când răspundem, da? De exemplu, aici am un subiect. Deci, aici am cutia mea cu subiecte, da? Aici am un subiect, este ceva mai lung și în partea de jos am trecut prescurtat. Am trecut IA 9, pagina 59 la 64. Da, aici avem 5 pagini și mai avem încă o referință, 123 la 127. Asta este un subiect cam lung. Așa, în general, e bine să le formulăm un pic mai scurt, să nu ne întindem la prea multe teorii. Deci să fie, nu știu dacă avem ceva mai scurt pe aici. Da. Exemplu, aici avem subiectul și jos referința. E bine să nu numerotăm subiectele cu biletul 1, 2, 3, 4, 5. De ce? Fiindcă nu trebuie în mintea noastră să fie nicio informație legată de o ordine oarecare. Subiectele sunt total aleatorii, amestecate complet și singura, și nici cu pagina, normal n-ai cum să ții minte pagina. Pagina este importantă când ne verificăm cu materia, să nu pierdem timp să răsfoim prin zeci de cursuri sau cărți și să căutăm noi unde e acea informație. Nu, noi ne-am verificat instantaneu, dar am răspuns la subiect și apoi ne-am verificat imediat cu materia. Veți avea nevoie de, deci după ce ați făcut aceste subiecte tabelat, le-ați trecut în, deci în, pe mijlocul căsuței de tabel sau celulei tabelului, ați trecut denumirea subiectului și jos de tot ați trecut referința prescurtat. Da? Nu scriți autor, titlu și nu știu ce. Vă alegeți un prescurtare pentru acea referință și pagina P7 la 8 sau P12 la, da? Pagina la, în pagina, referința cărții sau cursului și pagina. Ok, ați trecut toate subiectele, v-ați împlut, nu știu, o pagină, două de, un tabel de o pagină sau două de subiecte sau trei, câte o fi, și apoi decupați aceste subiecte cu un, cel mai simplu, cu o ghilotină, să meargă repede, sau cu farfecul, dacă nu aveți o ghilotină, decupați fiecare subiect separat, să fie niște pătrățele, da? Cum vedem aici. Și le împăturiți. Le împăturiți, da? Astea sunt subiectele mele. Le-am împăturit odată și încă o dată. De două ori e suficient. Și l-am desfăcut și aici am titlu, da? Prezentarea morfologiei microorganismelor, despre care microorganism este vorba, drojde. Și avem aici trei manuale din care a trebuit să învăț pentru acest subiect. Da? Și sunt prescurtat fiecare manual și pagina unde se găsește răspunsul la această materie. Este un exemplu, da? Deci v-ați împăturit subiectele frumos și le puneți într-o cutie. O cutie care să fie, e bine să fie trei cutii diferite. Da? Asta este cutia, prima cutie unde se vor pune toate subiectele. O a doua cutie veți avea nevoie pentru subiectele la care ați răspuns deja și le veți, fiecare subiect la care ați răspuns se va pune în a doua cutie și a treia cutie se va folosi la un moment dat și vom ajunge și la a treia cutie. Da? Momentan trebuie să aveți trei cutii. Ok, după ce v-ați făcut subiectele, ce faceți? Vă luați un teanc de ciorne ca să nu consumați hârtie curată și aceasta va fi, o să o aveți în față. Deci aveți teancul de ciorne. De obicei, dacă aveți ciorne, dacă nu aveți ciorne, luați hârtie curată și o folosiți pentru răspuns. Și începem practic răspunsul sau simularea examenului. Deci, practic, principiul acestei metode este de a simula examenul. Să presupunem că noi suntem deja la examen, n-am apucat să citim nimic, doar avem niște informații despre această materie din cursuri la care am fost sau lecții la care am fost sau din ce am mai urmărit sau din ce mai știm din trecut. Acum, dacă noi nu știm absolut nimic despre materia respectivă și știm sigur că
e total nou, atunci trebuie un pic să te uiți pe ea. Dar să nu citești așa foarte, foarte, cum să zic, să nu-ți ia prea mult timp. Deci, pe cât posibil să treci mai pe diagonal, așa, să-ți formezi o imagine despre acea materie. Asta poate să ia o zi sau două zile, dar deja două zile este mult, ca să treci un pic prin materie, să te familiarizezi cu informațiile de acolo. Ideal însă este să nu faci acest lucru, deoarece tu oricum o vei face după ce te verifici, atunci când te verifici. Dar dacă cât de cât cunoști câte ceva despre materie respectivă, începe direct să răspunzi, adică să simulezi examenul. Deci, ți-ai luat un teanc de hârtie de ciorne sau de hârtie curată, ți-ai luat 4 pixuri, roșu, albastru, negru și verde, poți să ai și niște evidențiatoare și te-ai pregătit să răspunzi. Ai tras primul bilet, da? L-ai deschis și citești. Metabolismul. Definiție, etapele metabolismului. Nu-ți interesează momentan trimiterea. L-ai închis și începi să răspunzi. Da? Și răspunzi nu chiar ca la un examen, fiindcă la un examen, mă, normal, vei începe să scrii frumos, cu aliniat, cu explicații. Nu, aici tu răspunzi prin idei principale, cuvinte cheie. Eu știu dacă este vorba de anumiți termeni, da? Folosești doar termeni, nu mai stai să le explici prea mult. Dar unde consideri că e ceva important, o frază, o expresie importantă, asta trebuie să o reproduci, ca să știi sigur că după aceea când te verifici dacă ai reprodus-o corect sau nu. Dacă ai formule chimice sau ai scheme tehnologice sau orice altceva mai complicat, reacții chimice, atunci te apuci și scrii tot, cap-coadă, fiindcă acestea sunt elemente extrem de importante și o literă, o cifră, ceva acolo, un cuvânt schimbă tot. Da? Deci asta trebuie reprodus. Schemele, reacțiile, demonstrațiile, desenele, orice este mai complex. Unde este vorba de mult text, de explicații și la științe umaniste în mod special, pui cuvinte chei, ideile principale și câteva schițe și îți notezi tot ce știi despre acest subiect. Încerci să storci mințile ca la un examen. Deci, de obicei, prima impresie când ai tras subiectul, deci nu știu nimic despre asta. Stai un pic, nu te grăbi. Îți iei câteva secunde, te concentrezi și zici, domnule, nu trebuie să dau foaia albă, trebuie să scriu ceva, da? Ca la un examen. La un examen, poate la început îți pare că nu știi nimic, dar te chinui, stai acolo poate și jumătate de oră, până la urmă scrii ceva pe acea temă. Poate nu e perfect, da? Ceva scrii. Cam așa trebuie să încercești, doar că aici trebuie să faci extrem de rapid. Nu ai jumătate de oră, deci tu practic în 5 minute maxim trebuie să-ți răspunzi la acest subiect. Fiindcă tu nu răspunzi, nu dezvolți subiectul, tu scrii doar ideile principale și schemele. Hai să zicem 5-10 minute. Prea mult, deja 10 minute e mult. Da, încerci să răspunzi poate și într-un minut. Să scrii repede tot ce știi dacă este un subiect mai scurt de cel. Dar dacă este mai lung, da, poți să-ți iei 4-5 minute, 10 minute maxim, dacă într-adevăr ai ce să scrii mai mult și chiar umpli o pagină și ceva și două pagini poate poți să umpli la acel subiect și după aceea să stai să te verifici. E, deci, ok, e scurt. Ai răspuns la subiect, după aceea te uiți. Stai să vedem unde e răspunsul, da? Și aici scrie biochimie, pagina 86-87 și deschizi. A, unde? Deci depinde unde ai tu manualul tău, da? La mine în cazul dat este în calculator, da? Eu deschid la pagina 86-87 și mă verific. Cu ceea ce am scris eu. Eu când am scris la subiect folosesc cu culoare albastră. Când încep să mă corectez, folosesc roșu. Da? Fiindcă așa se procedează de obicei. Da? La orice examen te corectează cu roșu. Și tu te corectezi tot pe tine cu culoarea roșie, fiindcă acest lucru ajută. Da? La
reținerea greșelilor pe care tu le-ai făcut. Să vă dau un exemplu, da? Eu aici am acest teanc de hârtii, sunt teancul de hârtii pe care le-am folosit acum ca să învăț la examen de acum o lună. Da? Și să vă uitați aici cam cum arată o pagină din aceasta. Deci asta este ceea ce eu mi-am adus aminte și am răspuns la subiect, da? Foarte pe scurt, și după aceea vedeți câte am uitat. Deci ceea ce este cu roșu este ceea ce eu nu am reprodus. Și atunci eu, verificându-mă cu materia, cu manualul, notez cu roșu ceea ce trebuia eu să scriu. În alte situații, de exemplu, la acest subiect, au fost puține greșeli. Da? Vedeți, cu albastru este mult, cu roșu este puțin. Să vedem alt subiect, da? Iarăși, avem aici niște formule. Deci ce este cu albastru am răspuns corect, ce este cu roșu este, sunt greșelile sau ceea ce am uitat eu să reproduc, da? Câteva cu roșu care sau... Da, putem să folosim și pagina acestea pe jumătate printate, da? Folosim unde nu e printat. La fel, ce este cu roșu este ceea ce nu mi-am adus aminte. Așa, aici iarăși. Deci două, trei greșeli, aici deja este mai bine și așa mai departe. Cu albastru. Deci cam, vedeți, o bucățică de foaie să răspund la subiect și cu roșu mă corectez. Oh. Asta este. După ce m-am corectat, am luat subiectul la care am răspuns și îl pun în cutia aceasta de subiecte pe care le-am tras deja. Și apoi îmi trag al doilea subiect și așa mai departe. Deci merg foarte rapid prin... Deci, practic, eu când mă voi verifica cu materia, cu manualul, atunci eu automat voi învăța la această materie. Asta este de fapt procesul de învățământ, verificarea mea cu materia. Și asta ajută foarte bine fiindcă eu am titlul și eu fac conexiunea cu materia pe care de fapt trebuia să o reproduc. Și după ce am terminat toate subiectele, da? Pot să-mi estimez la fiecare subiect cam pe ce notă am răspuns. Probabil la început vor fi note foarte slabe, poate fi și 4, și 3, și 2, și 5. Și am terminat de tras subiectele, apoi trag a doua oară subiectele. Deci niciodată nu ne oprim la o singură tragere, fiindcă prima tragere este de fapt acomodarea cu materie. Practic, faci cunoștințe cu materie. Poate să-ți ia o zi, ideal... Deci depinde și de complexitatea materiei, fiindcă da, cum a fost la mine cu 4 discipline și 10, peste 10 cărți, nu puteai să faci într-o zi. Deci mi-a luat, nu știu, 2-3 zile. Dar dacă ai un set de cursuri, cum e la facultate de obicei, ai un set de 14-15 cursuri, poți într-o zi să faci, o zi sau două zile să faci prima tragere sau o zi jumate. Da, ideal într-o zi, în 24 de ore... tu deja să termine prima tragere. Apoi începe a doua tragere. Deci, practic, la a doua tragere faci exact la fel. Doar că vei face subiectul deja un pic mai bine, fiindcă tu prima oară te-ai verificat și ai văzut unde ai greșit și te-ai corectat și deja s-a reținut în mintea ta, s-au reținut niște aspecte pe care prima dată sau nu le știai sau le-ai uitat sau n-ai făcut conexiunea. Și de câte ori trebuie să tragi biletele? Deci tragi biletele non-stop până la examen. Ideal este să ajungi până la 6, 7, 8 trageri, chiar 10 trageri de bilete. Deci dacă ai ajuns la 10 trageri de bilete, deja putem vorbi de rezultate destul de bune, deoarece tu de 10 ori ai trecut prin materie și de 10 ori te-ai corectat și n-ai cum să nu reții, adică până la urmă și... formula sau reacția aia sau schema aia, cât de complexă n-ar fi, tot până la urmă o reproduci perfect, fiindcă tu te-ai corectat de 10 ori. Deci n-ai cum să nu o reproduci. Acum există anumite informații care sunt concentrate la un loc și sunt foarte multe. Un exemplu ar fi aminoacizii, da? În general avem 8-9 aminoacizi esențiali și restul până la 23 sau chiar 24 de aminoacizi, zicem ar fi un singur subiect, da, aminoacizi. Și atunci
un exemplu de astfel de materie ar fi bine să o structureze într-un tabel, da? În un tabel și ai trecut formula, ai trecut denumirea sinonimă, fiindcă sunt mai multe denumiri, unde se găsește aminoacidul, ce rol are și așa mai departe, sursele și îți faci tabelul și atunci la un astfel de subiect s-ar putea să-ți ia mai mult timp, sau vitaminele sau altceva, îți faci un tabel și îți ia ceva mai mult timp, fiindcă de obicei în manuale sau în sursele din care învățăm nu sunt foarte bine structurate și e bine să ai o structură foarte bună ca să te ajute la învățat. De asemenea, un alt aspect care ne ajută foarte mult, dacă avem cartea noastră și putem să facem notițe pe ea, facem notițe cât cuprinde, da? Cu pixurile acestea pe care le avem, pe culori, cu evidențiatoare, cu orice, subliniem cuvintele cheie, atunci când ne verificăm, da? Noi practic nu stăm să învățăm să citim la început. Noi când ne verificăm, da? Ce am uitat? Cuvântul acesta, îl evidențiem, îl subliniem. Și data viitoare el ne va sări în ochi și ne va ajuta să însușim mai repede. Da? Asta, de exemplu, este o carte în care s-a subliniat foarte mult învățând pentru examen. Da? Vedeți diferite culori cu evidențiatoarele. S-au lipit și niște notițe aici care ne ajută tot așa pentru reținerea unor informații, da, putem să facem niște notițe, putem să scriem pe marginea cărții, să facem niște notițe care ne ajută. De asemenea, ne va ajuta foarte mult calculatorul, laptopul. Putem să facem notițe în timp ce învățăm în laptop, în documentul de care învățăm noi din carte sau din ce avem. Un exemplu este aici. Haideți să vedem. Este cartea din care am învățat și în PDF se poate face subliniere, se poate face evidențiere. Sunt aici în stânga niște meniuri, le folosim și putem să tragem niște linii, să, de exemplu, formula aceasta, da? Vitamina B5 este formată din două molecule, da? Din beta-alanină și acidul pantoic. Acestea sunt completările mele, care nu erau în carte, dar pe mine mă ajută să o rețin, da? Și am adăugat aici o altă denumire a vitaminei B5, am adăugat denumirile acestea, am subliniat molecula până unde vine și tot așa, am evidențiat niște cuvinte, aici cu verde, cu roșu, cu culorile care ne ajută să reținem aceste informații, da? În PDF. Deci e bine să avem două calculatoare. De ce? Fiindcă un calculator îl folosim pentru studiu, studiem din acel calculator, iar alt calculator putem să-l folosim pentru a căuta informații care ne ajută să clarificăm ceva din ce învățăm noi. Da? Avem un motor de căutare deschis, un Google, de exemplu, și notăm acolo un anumit cuvânt sau termen pe care noi nu înțelegem sau despre care vrem să clarificăm niște idei. E bine să, la prima tragere de bilete, să clarificăm lucrurile care sunt neclare, fiindcă trebuie să învățăm logic. Dacă noi nu înțelegem niște informații, atunci să le învățăm mecanic nu ne ajută prea mult. Deci e bine să clarificăm tot ce ne se pare ambigu sau greșit. De exemplu, sunt și greșeli în manuale, da? Am găsit în manuale din care am învățat, am găsit și multe greșeli și a trebuit, dacă aș fi învățat mecanic, aș fi învățat cu tot cu greșeli, da? Fiindcă nu avea logică, vedeam că ceva nu se leagă, m-am verificat și am verificat manualul și am văzut că erau greșeli în manual. De aceea e bine să facem și aceste verificări. Deci folosim un calculator pentru... Bine, dacă avem un singur calculator, îl deschidem într-o pagină, deschidem motorul de căutare, în altă pagină avem manualul din care învățăm noi. Dacă nu avem manual pe calculator, e și mai bine. Învățăm de manualul fizic. Dacă manualul nu este al nostru, nu putem să facem sublinieri în el. Da? Deci asta este alt aspect și cumva ne limitează lucrul acesta, dar nu avem ce face. Ok, deci cam asta ar fi. Am tras biletele de cât mai multe ori. A treia cutie. Pentru ce este a treia cutie?
Pe măsură ce ne apropiem de examen, ne vom da seama că anumite subiecte sunt, pe anumite subiecte le știm deja foarte bine sau destul de bine, iar alte subiecte mereu și mereu greșim la ele, mereu și mereu uităm la ele ceva sau nu reproducem ceva bine. E, pentru aceasta folosim a treia cutie. Deci spre, de exemplu, de la 4, de la 5 atragerea subiectelor, vom folosi a treia cutie în care vom pune subiectele problemă. Adică subiectele la care noi știm că, adică am văzut că răspundem greșit destul de des. Și aceste subiecte, pe aceste subiecte va trebui să ne concentrăm în ultimele zile înainte de examen, ca să le aducem la nivelul celorlalte subiecte pe care le facem de obicei foarte bine sau aproape perfect, da? Fiindcă timpul ne presează, nu mai putem să tragem toate biletele spre ultimele, pe măsură ce se apropie examenul, și atunci ne vom concentra doar pe acele subiecte la care noi am văzut că avem carențe. Le punem în a treia cutie și nu ne mai atingem de celelalte subiecte pe care le facem bine, da? Ele le-am văzut că le-am făcut bine, le-am lăsat în a doua cutie și lucrăm doar cu cutia, cu prima cutie și a treia cutie. Și pe măsură ce anumite subiecte le facem iarăși foarte bine, le trecem și pe celelalte subiecte din acestea pe care le cunoaștem. Și subiectele acestea cele mai dificile vor rămânea puține de obicei, da? Vor rămânea 10-20 de subiecte pe care ne vom concentra spre finalul examenului. Și cam asta ar fi procedeul. Cred că am atins ideile principale. După ce tragem aceste subiecte până în aproape de examen, atunci putem să ne ducem cu oarecare speranță că vom face și la examen față. Dacă ne bazăm doar pe citit și pe alte metode, atunci e mult mai dificil să reproducem materia pe care ar trebui să o reproducem. Cam acestea ar fi ideile. Sper că n-am uitat nimic esențial. Dacă aveți cumva întrebări, puteți să-mi spuneți și voi încerca să completez. Vă doresc succes la examen și să învățați cât mai multe informații utile pentru viață, pentru domeniul în care activați și pentru a fi de folos și altora. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!